Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, într-o zi. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericite. Iată momentul acesta al Sfântului Botez. Este un moment de mare bucurie, atât pentru părinții după trup, cât și pentru părinții spirituali, pe care astăzi, de astăzi, Ilariu Sandei dobândește, pentru că el nu a venit singur sau adus doar de părinții trupești, ci a venit așa adus de nașii lui, cei care au și rostit, de altfel, simbolul de credință al Bisericii Ortodoxe, acel simbol de credință în care mărturisim împreună că nădăjduim într-un botez spre iertarea păcatelor și că așteptăm învierea morților și viața veacului, cea de veci. Așadar, iată, prin această mărturisire, practic promitem sau facem un legământ așa în fața Sfântului Altar că vom avea grijă ca prin strădania noastră, alături de cea a părinților de după trup, să conducem împreună sufletul lui Darius Andrei spre calea care duce la Hristos. Pentru că botezul nu este doar un act simbolic, nu este doar un rit așa care s-a păstrat din generație în generație, ci este o sfântă taină. O taină care realmente, în care realmente invocăm Sfântul Duh, care acordă, iată, pruncului binecuvântarea Dumnezeu după întreita cufundare, care simbolizează cele trei zile pe care Hristos le-a stat în mormânt, ca mai pe urmă să iasă de acolo pentru învierea noastră a tuturor, și totodată, după această întreită cufundare, ați văzut, se face taina mirungerii, prin care ungem cu Sfântul și Marele Mir copilașul la ochi, la nas, la gură, la urechi, la inimă, la coloana vertebrală, la mâini și la picioare, pentru ca Sfântul Duh să-i acorde toate simțurile necesare unei dezvoltări perfect armonioase. Este o invocare a Sfântului Duh, o invocare la care nu doar preotul slujește și strana, ci cu toții deopotrivă suntem aici pentru Darius Andrei. Este un moment de bucurie și pentru noi ca slujitori, pentru că vedem că obștea creștinească se mulțește cu un suflet și acesta nu este puțin lucru în fața Dumnezeu. De aceea, calitatea nașilor este una deosebită și în fața Dumnezeu, dar și în fața celorlalți oameni. Tocmai de aceasta, nașii sunt cei care au grijă ca toate să meargă așa într-o rânduială foarte, foarte bună și au grijă ca pruncului să nu-i lipsească nimic. Chiar dacă asta presupune puțin efort, chiar dacă presupune și emoții, niște trăiri frumoase de altfel, dar care nu trebuie să se oprească poate cu momentul sau finalul botezului. Și această purtare de grijă se manifestă și în viață atunci când pruncul va avea nevoie ca lângă el să mai fie un cuvânt de întărire sau un cuvânt de învățătură foarte, foarte bun și foarte pozitiv pe care îl va avea întotdeauna din partea nașilor săi. De aceea nașii și-au asumat acest jug frumos, așa cum spune Hristos, pentru că este într-adevăr o răspundere, dar o răspundere pe care o facem de bună voie, o facem din dragoste, o facem din iubire față de făpturile lui Dumnezeu și o răspundere pe care ne-o asumăm întru totul. De aceea vă felicităm, nașii, pentru acest moment prin care sunteți în Sfânta Biserică, să încreștinați astăzi al patrulea finuț,
să fiți sănătoși și mulți înainte să vă dea Dumnezeu să vă trăiască, este un lucru foarte, foarte frumos și un lucru care vorbește oarecum despre calitatea așa particulară a nașilor, pentru că de multe ori se întâmplă să auzim creștini care spun, părinte, vreau și o să botez, că a venit bine să mă solicite, să mă... Ori dacă e solicitat să faci lucrul ăsta, înseamnă că ești un om popular, un om iubitor, un om care ești îndrăgit de cei din prejurul tău. Vă felicităm încă o dată pe dumneavoastră nașii, felicităm părinții care, iată, au avut curajul și au ajutat neamul românesc să se mai mulțească punct cu un membru, ceea ce este la fel un act de curaj și de tărie. Și rugăm pe Dumnezeu să îi dăruiască micuțului Daruț Andrei multă sănătate, să aibă într-adevăr zile îndelungate, să poată dobândi toate cele ce sunt de folos acestei și cele ce sunt de folos vieții viitoare, prin purtarea de grijă a nașilor și a părinților săi. Amin. Să fie sănătos și să se mântuiască. Amin. Doamne ajută! Poftiți să le împărtășim nașilor. Dați-vă mai jos, 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 dați-vă mai